Mulțumesc pentru întrebare. Pentru mine rămâne o prioritate în continuare ca persoanele cu dublă cetățenie să nu fie în conducerea statului. Și eu cred că este o problemă că acum din 8 candidați la funcția de președinte, 5 candidați au cetățenie altui stat. Ce înseamnă un președinte care va avea cetățenie altui stat? Există riscul că la o anumită etapă ar putea să nu reprezinte doar interesele statului nostru. Eu rămân pe poziția că nu doar președintele, când conducerea de vârf a țării ar fi bine să fie cetățeni doar ai Republicii Moldova. Acum, în ceea ce ține de unele persoane din anturajul, nu majoritatea, unele persoane din anturajul președintelui, din guvern, care au dublă cetățenie. Legislația Republicii Moldova, cu regret, nu are careva restricții la acest capitol. Și vă explic de ce. Pentru că, conform legislației, toți cetățenii Republicii Moldova pot să dețină una, două, trei, patru cetățenii ale altui stat, inclusiv funcționarii publici. Noi am încercat să modificăm legea încă anterior, în 2008-2009, dacă nu greșesc, să modificăm legea să interzicem cetățenilor străini sau celor care au dublă cetățenie să fie în organele de vârf ale țării. Dar atunci această lege a fost declarată că nu corespunde tratatelor internaționale. De ce? Pentru că prin anul 2003-2004, nu mi-aduc aminte exact, Moldova, când era Voronin președinte, a semnat un acord internațional și conform acestui acord, noi nu putem pune interdicții pentru cetățenii Republicii Moldova de a avea alte cetățenii. Și acest acord a fost semnat fără rezerve. Alte țări care au semnat acest acord au pus virgulă, rezerve și au spus că în acel acord, în momentul ratificării, în momentul semnării, că statul poate să introducă restricții pentru unii funcționari de stat. Ce trebuie să facem noi? Atunci noi nu am pus această opțiune, nu am pus această virgulă pentru Republica Moldova și suntem în situația când orice lege în interior care ar interzice dubla cetățenie pentru persoanele din organele de stat se declară automat că nu este constituțională pentru că contravine tratatelor internaționale. De aceea, ce trebuie să facem noi? Și eu voi insista pe acest aspect. Noi trebuie să revedem acel acord la care facem parte, acord internațional, și să introducem o excepție pentru anumite categorii de funcționari înalți de stat. După aceea, să modificăm legislația și să impunem aceste restricții. Aceasta este opinia mea și eu voi rămâne în continuare pe poziția că, conform legislației în vigoare, conform interesului național, ar fi bine ca să introducem aceste restricții. Atât timp cât aceste restricții nu au fost introduse, nu? Fiecare cetățean are dreptul să aibă și cetățenia altui stat, indiferent dacă este într-o funcție publică sau nu. Deci rămân ferm pe aceeași poziție. Eu consider că persoanele care sunt în conducerea țării trebuie să aibă doar cetățenia Republicii Moldova, dar pentru a atinge acest obiectiv, noi trebuie să modificăm legislația care ar interzice și ar pune restricții foarte clare. Pentru aceasta v-am spus care este parcursul. Vă mulțumesc!